Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la un interviu foarte interesant. Suntem în trei astăzi. Ne dorim și să venim către dumneavoastră cu evenimentul de miercuri, să fiu sinceră, un eveniment care se află la a doua sa ediție. De fapt, este un proiect educațional, cum deja arată și fundalul din spate. Suntem la a doua ediție, proiectul educațional Numerologia, o nouă legătură dascăl-elev. Și cine putea să fie mai bine invitat în acest scurt interviu dacă nu Anatol Basarab și Adriana Nicolae, reprezentanții Asociației Numerologilor din România. Bine ați venit, dragilor! Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Mă bucur să vă am alături și pentru că vreau așa să intrăm direct în pâine, aș vrea să încep cu o primă întrebare care să o adresez atât ție, Adriana, cât și lui Anatol. Ce reprezintă educația pentru Asociația Numerologilor din România? Practic, care ar putea fi motivația acestui proiect, probabil se întreabă mulți. Iată, la a doua ediție deja. Da, este o întrebare cu adevărat importantă. Educația pentru noi înseamnă, și cred că nu doar pentru noi, pregătirea pentru viață și inclusiv cu tot ceea ce presupune viața, adică incertitudinea pe care o trăim acum. Deci, datoria noastră ca dascăl și ca părinți este să ne pregătim copiii pentru viață, ceea ce nu știu dacă putem spune că facem. Știm sigur însă că în anii de școală copiii trebuie să poată să își descopere acel potențial unic pe baza căruia să-și găsească menirea în viață. Și chiar la acele momente deosebite ale preadolescenței și adolescenței, ei ar trebui să poată să-și găsească talentele, inclinațiile. Școala nu prea le oferă această șansă. Elevii chiar au nevoie de sprijin, de ajutorul profesorilor. Aceștia ar trebui chiar să le fie și mentori. Și au nevoie de un adult, chiar merită fiecare copil un adult care să îl ghideze și să nu renunțe niciodată la el, să insiste că poate să fie foarte bun dacă îi place și urmează exact ceea ce simte că este pasiune. Eu am urmat prima facultate datorită unor astfel de dascăli și cunoaștem impactul uriaș pe care dascălii l-au în viața noastră, în particular și asupra societății în general. Acum știm că educația și învățământul nu sunt exact așa cum ni le dorim. Școala nu este tocmai bine structurată, sunt într-adevăr ani grei pentru toată lumea, au început deja să se vadă urmele, sunt deja semnale că le-a scăzut foarte mult concentrarea copiilor, atenția, au devenit nerăbdători, cu exprimarea orală nu mai stau chiar atât de bine. În același timp, și pentru dascăl este dificil, pentru că nici ei nu au claritate, nu știu ce s-a întâmplat cu adevărat, nu au planuri concrete pentru viitor, nu sunt analize care să le arate care este impactul acestor vremuri asupra copiilor și asupra cunoașterii în general. Iar materia este prea încărcată pentru ei ca să poată să aibă timp să-și cunoască elevii mai în profunzime. Desigur, este ușor să spunem că nu se face nimic bun, însă noi alegem ca asociație să contribuim și să oferim din ceea ce cunoaștem. Aceasta este motivația noastră. Alegem să nu ne plângem și să criticăm ce nu funcționează, ci să oferim ce știm că funcționează. Astfel, prin acest proiect, noi le facilităm, doar le facilităm dascălilor, o relaționare mai bună cu copiii pe care îi au în clasă, pentru că, înțelegând mai repede personalitatea, natura copiilor, calitățile, vulnerabilitățile pe care le au, dascălii scurtează pur și simplu drumul până la mintea și la inima lor. Și ce putem să vedem este că, într-adevăr, la ei se găsește puterea de a trezi în copii dragostea de învățare, de a-i încuraja atunci când greșesc. Ei au acum și prin educația online care se face, au oarecum dificultăți în a se conecta cu copiii, materia este destul de densă. Avem cumva certitudinea că putem să oferim un sprijin.
Eu lucrez cu adolescenții și am văzut că, într-adevăr, sunt în dificultate și ei, dar nu doar ei, au nevoie atât copiii cât și dascălii. Elevii au acum mai mult decât oricând nevoie de niște dascăli care să-i asculte și cumva să pună puțin pe stop, puțin cunoașterea cognitivă și să se apropie de ei din punct de vedere emoțional, pentru că nu sunt roboței, au nevoie să fie înțeleși, să fie ascultați. Este mai dificil acum pentru ei. Au nevoie de dascăli care să pună conținuturile învățării în plan secund și să le acorde atenție așa cum sunt ei, cu dificultățile pe care le au. Și practic să înțeleagă mai bine și mai repede, aș putea spune, pe elevii pe care îi au, pentru că timpul este foarte prețios și poate acum, odată cu online-ul, că în sală, într-adevăr, îi vedeai fizic, puteai să iei contactul, să discuți altfel, dar în varianta online, cu atât mai mult ai nevoie de un instrument care să te ajute rapid, că nu poți să te duci la fiecare acasă sau să stai cu fiecare în parte să discuți pentru a-l cunoaște mai bine. Sigur, tocmai asta este lucrul pe care încercăm să-l facem, pentru că uniformizarea din școală și sistemul educațional nu este atât de flexibil, iar profesorii se confruntă cu tipare diferite de copii, cu moduri diferite de a percepe informația și uneori prăpastia este destul de mare între ei. Asta încercăm să facem, să îi apropiem pe profesori de copii, astfel încât să-și personalizeze conținuturile pe modul în care copilul înțelege și asimilează mai bine. Pentru că sunt foarte mulți profesori care, deși cred în continuare în ceea ce fac, au pasiune, sunt obosiți, pur și simplu sunt copleșiți de ceea ce se întâmplă, sunt frustrați și ei și nu mai reușesc să rămână calmi, să profite de timpul pe care l-au ca să-și cunoască bine copiii și să le transmită ceea ce vor. De transmis îi transmit, însă felul în care percep copiii este diferit și ei au nevoie de puțin ajutor ca să descopere mai repede cum să le transmită eficient. Anatol, cu privire la partea aceasta de educație, cum vezi tu lucrurile? Eu privesc lucrurile astea din două perspective, pot și din mai multe, inclusiv și economice și politice, dar o să le lăsăm într-o parte și o să vorbim numai despre acele lucruri care se întâmplă real în contactul, în legătura dintre profesor, dascăl, în forma superioară dascăl și elev. Pentru mine, toată perioada asta de timp, perioada școlară, chiar inclusiv și preșcolară, este o perioadă de timp extrem de importantă în care, pe lângă procesul de predare-învățare, care este important, elevii trebuie să știe tot felul de lucruri, acum nu este treaba Asociației Numerologilor și nu putem modifica asta nici într-un fel, cum ar fi curicula școlară. Asta se stabilește undeva, e mare, e plină, mai trebuie ceva scos, trebuie ceva adăugat, oricum nu putem modifica lucrurile astea și nu este treaba noastră. Dar referitor la cunoașterea pe care o deținem și pe care o putem împărtăși cu o utilitate și cu o eficiență profesorilor sau cei care sunt conectați la procesul ăsta de predare-asimilare, pentru mine timpul ăsta este limitat. Cât este el? 10-12 ani? El este limitat. Pentru mine, ca psiholog, este mai important ca elevul, pe lângă faptul că trebuie să învețe materiile, trebuie să dă examen, este o perioadă limitată în care el se poate cunoaște pe el însuși. Nu e important că el știe tablița mulțirii sau tot ce a învățat. Important ce face el ca purtător a unor astfel de cunoștință de bază pe care le dobândește în școală. Adică, uite, le-ai dobândit, le-ai asimilat, le poți și tu la rândul tău spune altora, dar acum tu ești purtătorul anumitor informații, anumitor cunoașteri. Ce faci tu cu tine? Tu cu tine. Ei, uite, perioada asta, timp fiind limitată, una dintre lucrurile cele mai importante este cunoașterea de sine și pregătirea elevului pentru ceea ce urmează în viitor, mult mai important, viața. Viața este și în școală. Nu putem spune că în școală nu există viață și abia se pregătesc pentru viață. Ei învață viață și în școală. Doar că profesorii, evident că având studii, au învățat alte metode eficiente, unele dintre ele, unele sunt cantitative, dominant cantitative, altele sunt dominant calitative,
Și putem să le enumerăm, de exemplu, observația ca metodă de cunoaștere a elevilor, experimentul, convorbirea, ancheta psihologică, metoda biografică, metoda analizei produselor activității și metodele psihometrice. Uite, sunt metode psihopedagogice pe care pedagogii, în timpul dezvoltării lor, în specializările lor, le-au învățat dintre și le folosesc cu mai multă pricepere sau cu mai puțină pricepere. Nu e, iarăși, treaba noastră să-i examinăm sau să... Eu sunt ferm convins că fiecare profesor știe metodele astea și, într-o măsură mai mare, în dependență de tot felul de situații, le folosește. Dacă vorbim de metodele respective, care cu aplicabilitate în cunoașterea personalității elevului, asta e foarte important de a cunoaște, ca să știm cu ce material lucrăm. În clasă avem 30 de elevi, de exemplu, dar dacă vorbim sub aspectul rezistenței materialelor, fiecare elev este diferit. Unul este plastilină, altul este granit, altul este metal, se prelucrează diferit, asimilează informațiile diferite, se supun în mod diferit, diferit lor ordine și rest. Uite, metodele, de exemplu, clinice, adică observația, convorbirea și metoda biografică sunt niște metode de studiu, de cercetare a elevului, care sunt predominant calitative. Pe când metodele psihometrice sau cele care le mai spunem experimentale, adică fac parte din experimentul, testul și chestionarul, sunt valoarea lor de cercetare este mai mult cantitativă. Noi propunem un alt instrument care le îmbină în modul armonios pe ambele. Adică deține instrumentul în interiorul său atât cercetarea sau studiul sau cunoașterea elevului din perspectivă cantitativă, dar mai ales din perspectivă calitativă. Adică e foarte ușor prin instrumentul nostru de tipologizare ca orice profesor să poate să dea seama ușor pe cine are în față. Pentru că dacă comunicăm într-un anumit fel, acel tip de mesaj se va duce foarte ușor către un anumit tip de elev, îl vor prinde din zbor. Ceilalți, pur și simplu, nu vor percepe. Unii au nevoie de mesaj afectiv, alții au nevoie de mesaj logic, alții au nevoie de mesaj vizual, pentru că sunt vizuali, alții au nevoie de mesajul mai mult auditiv, adică depinde cum sună vocea, inclusiv profesorului. Sunt copii care nu învață matematică pentru că nu-i place vocea profesorului. Sau nu-i place, dacă e vizual, nu-i place profesorul cu totul. Adică ca imagine. În momentul când profesorii sau dascălii, educatorii, cunosc noul instrument de tipologizare, care combină în sine calitățile, adică calitățile și cantitățile lor, le este mult mai ușor, mult mai facil și mult mai rapid, de exemplu, pentru a face observații, observația de lungă durată, pentru a face cercetarea analizelor produselor activității, iarăși e foarte mult timp. Adică, da, uite, și compunerea este un produs al activității. Trebuie să stai să o studiezi, nu ce-o făcut corect, ce nu-o făcut corect, ci litere greșite la acolo, în text. Ce să-i cunoști starea lui interioară când a scris asta, de ce a scris așa și de ce nu așa, de ce a formulat fraza și trebuie să-l cunoști. Ei, pentru asta necesită timp. Ai 30 de elevi, ai luat compunerile sau lucrările lor, tu le studiezi din punct de vedere, să spunem așa, al calității predării și învățării, adică ce am predat și eu am învățat el, dar el scrie. Corectitudinea scrierii, am putea spune. Corectitudinea, așa, dar nu ai când ca profesor să stai să analizezi starea lor psihologică, de ce a scris așa și nu altfel, sub imperiul căror emoții să afle el copilul la dominant. Bine, la o lucrare așa a fost. Dacă ești la a doua, dacă ești la a treia, trebuie să faci multe cercetare. Adică profesorul se transformă mai degrabă într-un om de știință care cercetează, studiază, analizează, sintetizează date, prelucrează date și cu ocazia asta, chiar și urma chestionarilor sau discuțiilor direcționate sau libere, își face o părere despre acel copil, care este mai cantitativă sau mai calitativă, mai obiectivă sau mai subiectivă. Dar îți faci. Toți profesorii au învățat metodele astea de cercetare sau de studiu al elevilor, de cunoașterea lor și sunt sigur că le folosești. Noi nu propunem nimic altceva în perioada asta
decât le oferim lor un alt instrument suplimentar. Care, să vedeți lucru foarte important, care este foarte rapid de folosit și îți oferă informații cu privire la 16 vectori ale personalității umane. Adică nici testul PF16, dacă îl faci, dar e foarte greu să-l facă, nu poți să-l facă, conține peste 400 de întrebări. Culegerea datelor de acolo și prelucrarea lor nu-ți oferă atât de multe informații și durează asta, cât îți oferă noul, adică instrumentul nostru de tipologizare, în care în câteva calcule, câteva minimum efort, dar corect înfăptuit, pentru că cu cifra nu ne putem juca, o greșeală făcută acolo introduce în sistem o eroare, adică și mai departe totul se transformă într-o eroare, adică e păcat să greșim în direcția asta. Tocmai de asta, la întâlnirile noastre cu ei, ei vor învăța cum să face și cum să aplică metoda dată. Deci, ca să închei ce asta e educația, educația să numim cantitativă, adică am cumulat tot felul de informații, este foarte bună. Întotdeauna cantitatea înseamnă și calitate. Pentru mine este mai important ca perioada asta limitată care copilul se află în școală, pentru că mai mult de atât nu o să aibă timp. În viață nu o să aibă. O să-l furi viața ca într-un vârtej al vieții, îl duce la muncă, îl duce la facultate, îl duce cine știe pe unde, căsătorii, felul de fel, și așa nu mai apucat să se cunoască. Din punctul ăsta de vedere, cu certitudine, vă spun, 80% din populația României nu știu mare lucru despre ei. Nu știu nici măcar cum funcționează organele lor interne. Foarte multe lucruri le-au învățat în școală și după 5 ani de la terminarea școlii, 10 ani, nu mai știu nimic ce au învățat. De ce? Pentru că au învățat printr-o notă, pentru că nimeni nu le-a spus la ce le folosește asta în viață. Cum asta poți folosi în viață? Ce ai învățat la școală? Matematica. Cum poți folosi matematica în viață? Prin tine, ca purtător a cunoașterii matematice, acelei matematici, spunem așa, esențiale sau bazare pe care cu care trebuie să pleci din școală. E uite, educația o văd ca pe nu ca pe un memory stick care trebuie încărcat cu informații și el trebuie să reproducă. Pentru asta s-au inventat deja reportofoanele. Telefonul înregistrează și memorează și reproduce mai fidel decât mine. Iar lumea se schimbă din ce în ce mai mult. Apare realități virtuale, o să apară foarte rapid realitatea augmentată în care ei se vor intra, vor trăi mult acolo, vor învăța acolo, vor da lucrări acolo și totul va fi amestecat. Adică realitatea se amestecă cu realitatea virtuală în așa măsură încât nu mai știe aproape care e realitatea. Așa. Și lumea într-o permanentă schimbare pe care nu o putem opri, pentru că evoluția tehnologică de orice altă fel, odată apărută, ea poate să-i punem niște blocaje în față, ca la un râu, facem un blocaj, dar să împle, sparge digul și civilizația oricum se va duce înainte, oricum vor apare transformări. Noi trebuie să fim doar pentru ele pregătiți. Iar pregătirea asta se începe încă din școală. Al pregăti pe elev nu numai cantitativ a acumulat tot felul de informații și știință, ci că acele știință în el trebuie să, odată ce le deții, trebuie să producă în tine schimbări calitative ca om. Uite, când nu știam tablița mulțirii, eram un om. Când am aflat tablița mulțirii, sunt alt om. Și dacă știu tablița mulțirii, nu numai sub aspect cantitativ, 2 plus 2 e 4, cantități, ci ce înseamnă 2 ori 2 e 4 din perspectivă calitativă, asta deja te poate ajuta pe viață la multe alte lucruri. A ști pur și simplu geografia, mulți elevi se întreabă, dar la ce trebuie mie geografia? Este Google Maps. E dacă înțelegi la ce îți folosește lucrul ăsta, asta poate aduce modificări în structura de personalitate a omului. Pentru mine asta înseamnă educația, a crește oameni. Eu văd în general școala și facultățile ca o seră în care creștem niște plante. Să creștem așa, ca niște plante, omuleți, viitorii cetățeni ai României, viitorii savanți, viitorii descoperitori, viitorii oameni de afaceri. Și da, dacă el e om de afaceri, el să se pregătească din școală și să se pregătească fizica, matematica, geometria pentru afaceri. Altul o să devină psiholog. Fizica, matematica, geometria să o pregătească pentru psihologie, pentru că sunt toate legate între ele. Numai noi facem diferență, o știință e o știință și alte știință, alte știință. Adică dacă eu sunt
mă ocup de geometrie, n-am voie să mă exprim în matematică. Vedeți asta în lumea de astăzi. Ba da, mă pot, pentru că geometria este matematică. Și matematica este geometrie. Științele între ele sunt legate. Noi le-am despărțit. Iar viitorul cele de la noi, multidisciplinaritate și multă cunoaștere de sine, adică ați cunoaște limite, a dezvolta în tine esteticul, etica, pentru că la ce-mi trebuie mie, cui trebuie un om doxă de carte, dar care are o mentalitate de bandit, de exemplu, sau nu știu. Trebuie să creăm în ei. Și asta se întâmplă numai în timpul ăsta limitat, în seara asta psihologică, bunkerul ăsta psihologic, în care creștem viitorii, spunem așa, nu oameni, pentru că deja oameni sunt, creăm viitorii specialiști ai țării. Și bazele lor pentru asta nu se creează în facultate, ci se creează, se începe a crea încă în grădiniță, apoi în școală, apoi liceu, se creează bazele fundamentale pe care se va construi așa în sus un zgârie nor întreg cu multe capacități, abilități și posibilități de a le utiliza măcar în scopul fericirii proprii. Și dacă eu sunt fericit că știu să le folosesc și tu ești fericit și uite, deja suntem trei oameni fericiți, dar dacă sunt așa școli, sute de mii de copii, în curând o să avem o țară de oameni, spunem așa, fericiți, care stau bine pe picioarele lor, sunt bine fundamentați științific, sunt cunoscători de sine, cu ușurință cunosc pe celălalt om, de aici și respectul unul față de altul, de aici și abilitatea de a interacționa corect între ei. Numai din cauza asta, dacă am înțelege lucrurile bine și le-am fundamentat, le-am construit în școală, ar dispare ceea ce se numește bullying-ul școlar. Pur și simplu, ar dispare. El există pentru că există o cauză. Și cauza este, să spunem așa, psihopedagogică. Psihopedagogia nu se întâmplă numai în școală. Psihopedagogia se întâmplă mai ales în familie, în cercul de relație a familiei și în anturajul copilului, care începe de la mamă, tată, rudele și prietenii mamei și al tatălui, tot anturajul respectiv, exercită influențe psihopedagogice. Cu un sens constructiv sau cu un sens destructiv, într-un sens cantitativ sau într-un sens calitativ. Eu sunt pentru calități și asociația noastră numerologică, Asociația Numerologiei din România, anume de asta se ocupă de studiu calitativ al numerelor. Și al vieții până la urmă. Evident, și al vieții, pentru că nu întâmplător, să vedeți lucrul interesant, nu întâmplător încă Platon cândva afirma că numărul reprezintă cunoașterea însăși și că totul este rânduit după număr. Să vedeți lucrul interesant, uite, rapid așa. Am încercat să caut în modernitate o serie întreagă de oameni de știință cu care să poți face ceva, să lucrezi, cu care să poți sta, să discuți. Să vedeți lucrul interesant că nu prea ai găsești. Nu că nu sunt oameni de știință, dar nu ai despre ce vorbi în sensul ăsta uman. Când te duci și am făcut așa o listă cam de vreo 70 de oameni, dintre care când m-am dus și am pe urmă, am studiat, am pus așa, cei mai mulți cu care poți vorbi și cu care poți crea ceva sunt cei care sunt din antichitate. Să zic, au fost antichitate. Noi și acum învățăm în școală tot ceea ce se știa în antichitate. Apoi a venit era, sau spunem așa, da, renașentistă. Ce renășteau ei atunci? Păi nu renășteau nimic decât renășteau științele antichității într-un alt formă. Încercau să le prezinte lumea în alt fel. Dar noi până acum la școală, noi îl învățăm pe Pitagora. Practic ne întoarcem la esență și astăzi, fără să aducem ceva nou. Exact. Antichitatea, ce economim noi antichitate, nu era cum credem noi. Erau oameni deosebiți. Adică erau oameni care aveau o profunzime, o realitate subiectivă atât de puternică, încât aproape că puțin se întrezăresc la ei sclipiri așa de raționalitate, de asta rece. La ei îi trăiau. El nu a descoperit Pitagora nimic, el a trăit lucrurile astea prin el însuși. În același timp, Anatol, să zic, bazându-ne pe ceea ce deja știm, pe trecut, pe istorie,
Noi avem nevoie să învățăm pe copiii, să-i pregătim pentru un viitor pe care nici noi nu îl cunoaștem, nu știm cum arată, nici profesorii nu știu cum arată viitorul, de aceea le este și foarte dificil. Da, dar viitorul, dacă uite, matematic vorbind, viitorul este foarte previzibil. Doar scenariile se modifică. Rezultatul este același, că e să ajungem pe calea asta acolo sau pe calea asta, că totdeauna este trei căi, o să, pe oricare om alege, tot la același rezultat ajungem. În timp ce ajungem, alegem o cale sau alta, o să întâlnim nodurile, așa numitele noduri. Patru noduri totdeauna apar în viața oricărui societăți sau om, dintre care două poți alege ori stânga, ori dreapta, două nu le poți alege. Ai ajuns acolo obligatoriu să se întâmple anumit lucru. Adică viața în sine sa este matematică. Dar nu matematică în sens ce știm noi astăzi, ecuații și matematica calitativă, spunem așa. Adică cantitativă, ce anume? Cea calitativă. Aritmologia. Nu matematica, nu aritmetica, ci anume aritmologia. Aritmetica, cum ar fi spus, adică profundă știința a cifrelor și a numerelor din perspectivă sacră, din perspectivă profund simbolică, semiotică, semantică și pragmatică. Uite, instrumentul nostru de tipologizare este anume din lucrurile astea construite. E foarte ușor de învățat, e foarte ușor de aplicat și deja feedback-ul din ediția trecută este extrem, extrem de pozitiv, deși și voi știți cu ce, adică cu ce start am, ce start am avut. Apropo de asta, Anatol, aș dori să o întreb pe Adriana, că sunt sigură că mulți se întreabă, ok, cine poate participa, cui este dedicat acest proiect, chiar dacă am avut o primă ediție, încă apare această întrebare. De la 3 în sus o să spunem că este o, cum îi spune, tradiție, nu? 3-4 în sus o să spunem că este o tradiție. Adriana, te rog să ne spui mai multe despre modelul numerologic de tipologizare, deja menționat și Anatol, și cui anume se adresează acest proiect. Da, Alexandra, proiectul nostru se adresează atât cadrelor didactice, educatori, învățători și profesori, cât și categoriilor de personal didactic care fac parte din cel auxiliar. Sunt oameni care colaborează cu școlile și avem porțile deschise și pentru ei. Și întâlnirea de miercuri, care reprezintă lansarea propriu-zisă a proiectului, este deschisă tuturor. Este bine de știut că sunt cu toții invitați. Însă cei care vor să continue și să aibă acces în program sunt rugați să trimită adeverință pe e-mailul nostru secretariat@asociatianumerologilor.ro. Și este un curs deschis, un sistem deschis, în sensul că dascălii pot să vină la orice modul, doar că le va fi mai greu să aplice, pentru că noi ne-am propus ca temele să aibă o continuitate și le recomandăm să facă eforturi să fie prezenți la toate atelierele. De asemenea, proiectul nostru este pe bază de voluntariat, fără niciun fel de finanțare, nu este avizat de minister, de nicio altă autoritate academică, este bine de știut și asta. Este avizat așa cu multă pasiune din partea noastră și cu multă dăruire față de cei care ne ducă practic viitorul, am putea să spunem. Exact. Dascălii vor primi într-adevăr o diplomă de la Asociația Numerologilor din România și le va fi trimisă pe e-mail. Noi putem să spunem că viața noastră s-a îmbunătățit cu acest model și care este cumva parte din domeniul mare numit numerologie, care este psihonumerologie, un... și asta e valabil, psihonumerologie. Da, exact. În spatele fiecare cifre se ascunde o calitate inclusiv psihologică. Deci, așa. Holism puternic, multe, într-adevăr, multe înțelesuri. Vreau să mai adaug, că m-au întrebat mulți. Anatol, dar de ce nu lăsați la liber să vină toți? Că faceți pentru asta o greșeală. Să vină toată lumea, oricare vrea. Răspund la întrebarea respectivă, că a apărut de multe ori și poate să apară și în continuare. În timpul de față, în faza asta, cursul este adresat cadrelor didactice, pedagogilor, educatorilor și restul. Pentru asta, în discuția cu ei, e nevoie de un anumit limbaj, de o anumită formă de a le preda informația respectivă. Dacă în aceeași sală o să fie un om de afaceri, lui nu o să-i fie asta interesant.
Pentru că toată informația e direcționată într-o direcție. Și atunci dacă o să vină un om de afaceri, dacă o să vină un politician care nu se ocupă de așa ceva, dacă vine oricine altcineva, pentru mine sunt bineveniți, dar nu o să înțeleagă, pentru că toată tema sau toată informația este direcționată, canalizată, predată într-un anumit fel pentru înțelegerea și limbajul celor care de asta se vor ocupa în viitor, adică pe limba lor, cum ar fi spus. Așa, doi. Noi propunem și avem încredere în tot discernământul și specializarea și profesionalismul profesorilor, aducem un instrument în plus pe care ei însăși în timpul practicii îl vor evalua, constatând este bun sau nu este bun, le este util sau nu le este util. Dacă cumva, dar deja din prima ediție am văzut feedback-urile extrem de pozitive. Dar voi face o trimitere, apropo, îmi cer iertare, Anatol, la feedback-urile testimoniale, avem un filmuleț înregistrat cu feedback-uri. Dacă chiar și din prima ediție s-ar fi constatat că nu-i bun la nimic, eu așa ceva subiectiv și nu-i util și nu folosește la nimic, n-avea profesorii prin asta nu era nicio problemă, doar avea să constatăm că ori noi n-am predat cum trebuie, ori n-am adus la cunoștința lor acele lucruri. Deci vina era a noastră, nu a lor. Dar modelul propus de noi nu este aplicabil la clasă. Exact. Revenind la discuția noastră, care sunt așteptările trainerilor privind impactul acestui proiect? Știți care este? Eu, de exemplu, nu mă pornesc la drum cu anumite așteptări. Am un anumit scop și tind să îl împlinesc sau tind să-l ating, fără niciun fel de așteptare. Iar problemele sau obstacolele care apar în timp mi-arată mie ce trebuie doar să fac. Că dacă eu, nu, e așa. Dacă eu mă gândesc să plec de la București la Brașov, asta e scopul, să ajung la Brașov, și am o anumită așteptare, atunci orice se întâmplă pe drum, orice frână, orice pauză, orice stat pe loc, o să pară catastrofă. Nu, eu doar mă pornesc, doar mă. Dacă va trebui, ne vom opri, dacă va trebui, vom accelera, dacă va trebui, vom ocoli, dacă era drumul blocat, o să ocolim pe alt drum care nu era planificat, dar scopul este să ajungem la Brașov. Ei, ce în general recomand majoritatea oamenilor, știți, cu cât e mai puține așteptări, cu atât mai puține dezamăgiri. Adică vezi ce ai de făcut și urmează-ți linia interesului sau linia scopului tău. Dar așteptările mai puține. Bucură-te la sfârșit de rezultat. Care au fost? Dacă nu ți-a plăcut rezultatul, data viitoare fă mai bine, data viitoare fă mai puternic și tot așa nu-i părți. Deci așteptările noastre, a noastre, pot să spun asta din partea asociației, am putea spunem că există așa niște dorințe, există niște plăceri, nutrim niște, spunem așa, ținte care trebuie să le atingem și ne-ar face plăcere. Dar asta nu sunt scop în sine. Scopul este de a învăța pe profesori, dascăli, educatori, învățători să utilizeze un instrument în plus pe lângă tot ca toate celelalte care le iau și pe care le stăpânesc mai bine sau mai puțin bine, mai des sau mai puțin des. Utilizând nou instrument, vor hotărâ merită să-l folosească în continuare sau nu merită. Este eficient sau nu este eficient? Este eficient în ce? De exemplu, în combinații. Analiza produselor activității și modelul nostru de tipologizare. Deci, punându-le alături, dă o imagine și mai mare. Sau poate alții vor spune că nu, domnule, ancheta sau testul plus aia, uite, am niște teste psihologice plus modelul numerologic de tipologizare. Și când îi punem de astea două informații cap la cap, obținem o și mai vastă informație despre acel copil sau despre acel elev. De ce spun asta? Și de ce mă acces, vedeți, pe amândoi? Și pe profesor, ca cel care studiază și învață și înțelege cui îi se adresează, cum percepe acel copil informația, care sunt canalele lui inductive, care sunt modelele lui deductive a informațiilor, cât ce nivel are el inspirat, de inspirație sau revelație, ci capacitate de concentrare, iubește științele precise, adică fi exacte, sau nu-i place, e mai spre știu real sau e mai spre uman.
are inclinații mai mult artistice și vede lumea mai mult din punct perspectivă, spun, artistică, abstractă, sau este concret. Și atunci când profesorul știe lucrurile respective, el își înțelege foarte bine de ce acel copil rămâne în urmă. Nu pentru că el nu ceva îi lipsește, el e genial copilul respectiv, doar trebuie să-i predai aceeași informații puțin altfel. Sunt copii care nu înțeleg nimic până când te apropii de el și îi dai așa pe umăr, bravo, aici e scris bine, trebuie să te atingi de el. Pe alți copii atingerea o să-i deranjeze și asta poți afla rapid dintr-o analiză pe care... A modelului de tipologizare, de acolo practic creiese această parte. Eu recomand celor care vor participa, dar de fapt asta profesorii sau știu ei singuri, adică pas cu pas, că dacă scapi ceva, un modul, vii la următorul și dacă acolo ceva nu-i înțeles, este posibil tot restul mai departe să nu se lege, pentru că așa e făcută lumea, una se leagă de alta, una se leagă de alta și noi vom, cursul anume așa și este structurat, de la simplu la compus, de la mic la mare, astfel încât la sfârșit toți învățătorii vor ști să folosească instrumentul și le se va pare foarte ușor și foarte firesc. Dacă mai mult decât atât, Anatol, dacă îmi permiți, noi avem, după ce se încheie cele 6 tematici, avem alte 3 ateliere în care efectiv îi ajutăm în practică cu informațiile. Exact. Chiar 4, exact, corect, 4, iartă-mă. Am putea spune, sunt eu fericit. Vreau să spun că atunci când am auzit feedback-ul lor pentru prima dată, montat deja, structurat, lucru la care nu n-am avut nicio contribuție pentru că vreau să păstrez bucuria impactului. Și când l-am văzut prima dată, l-am ascultat prima dată, aproape că mi-au dat lacrimile de fericire, nu de bocet, adică nu plângeam de propria milă și nici de neajutorare, ci anume a treia formă de a plânge, plânsul ăla de fericire, fără ca să plânge, adică scurgeau, veneau lacrimile, pentru că în sfârșit, pentru că puteam să văd că efortul muncii noastre timp de un an de zile au avut roade și că roadele sau semințele astea care s-au dus prin sufletele și mințile educatorilor, învățătorilor, vor da roade, vor aplica, vor cunoaște mai bine elevii, iar de aici se modifică ce? Calitatea relațională între învățător și elev și de aici se modifică ce? Calitatea de asimilare, asimilarea cunoștinților pe care acel profesor le predă. Asta este foarte bine cunoscut. Dacă mie îmi place de un profesor, eu inconștient îl copii și învăț la materia lui mult mai bine. Și în general, dacă, uite, așa au ajuns să Jung, copiind, el era fascinat de Freud și îl copia, își lăsase și barbă, gesticula ca el și a ajuns mai tare ca el. Este așa, a copia. Avea un model până la urmă. Model, dar nu poți copia pe cineva care nu-ți place. Și dacă profesorul știe să apropie de tine și prin metoda asta suplimentară sau prin instrumentul ăsta suplimentar, el nu face nimic altceva decât îmbunătățește calitatea relației lui cu elevul. Știi cum să-l iei, știi ce e la el puternic, sfera afectivă, emoțională sau rațională, sau psihicul este puternic. Este sensibil din punct de vedere fizic sau nu. Ce tip de imunitate are el? Cum asimilează informațiile? Informațiile care le învață pe propria lui piele sau informațiile care le cunoaște ideatic, așa, din cărți, din povestite, din imagini, din povești, cum ar fi spus. I-a spus povestea și el a învățat-o. Trebuie să vadă ceva, trebuie să audă ceva, chiar și să miroși ceva. Adică cu cât mai multe pe cât mai multe canale intră informația într-un elev, cu atât mai bine ea acolo se asimilează, se leagă de alte lucruri și rămâne în minte fără ca să uite peste un timp oricare. Ia duceți-vă în minte. Acum, ce ați învățat la școală, mai țineți minte? O parte. Partea aia însemnând maximum 20%. Și reținem ceea ce ne-a plăcut foarte mult, ce ne-a fost transmis cu... Ceea ce v-a impactat. E, uite, și ce am aplicat în același timp, că dacă nu se aplică... Ce ați aplicat cu mânuța voastră în laboratorul de chimie sau fizică sau fie prin viață cândva, știind de tipul ăsta de experiment sau de tipul ăsta de probă. Dar acum, gândiți-vă, dacă profesorii
cunosc lucrurile astea, calitățile ascunse, care se manifestă discret. Sunt unele care se manifestă evident și altele se manifestă discret. Și dacă le cunoaște și pe ele și știi cum se apropie de fiecare elev, că nu e greu deloc lucrul ăsta, știindu-le, se îmbunătățește calitatea relațională, iar de aici, iar umană cum ar fi, iar de aici și calitatea asimilării informației. Și uite, copilul iese din școală și ține minte nu 20%, care doar, ci ține minte 40%. Asta e grandios. După 20 de ani de terminare a școlii, să ții minte 40% din informații care le-ai învățat acolo, care unele îți servesc tot restul vieții, mai ales dacă știi să le transformi din informații în practică. Pentru că nu ne-a mai rămas foarte mult timp și mai avem la dispoziție ziua de miercuri, unde am spus că este deschis pentru toți cei care doresc să afle despre acest proiect și nu numai, vom oferi informații prețioase. O ultimă întrebare către Adriana. Ce aduce nou acest proiect, a doua ediție a sa? Proiectul este același, ediția a doua. Ce aduce nou? Da, ne-am dat seama încă de anul trecut de provocările cu care dascălii s-au confruntat, de nevoile lor, și ne-am oferit sprijinul prin acele 4 ateliere practice. Deci am schimbat cumva structura proiectului încă din derularea lui de anul trecut. Pe parcurs ne-am dat seama de nevoia de practică după terminarea celor 6 tematici. La întâlnire am spus că vom oferi acele 4 ateliere de practică, tocmai pentru a ne asigura că modulele de teorie sunt corect însușite și folosite. Tocmai am avut un feedback foarte bun din partea lor și, cum spunea și Anatol, îi invităm pe toți cei interesați să-l vadă. Concret să vadă cum au considerat ei că funcționează modulul propus de noi. În această a doua ediție păstrăm acele ateliere practice și suplimentar vom propune dascălilor, cei care au terminat ediția întâi, vom propune o altă întâlnire trimestrială pentru a ne împărtăși dificultățile pe care le au ei la clasă atunci când aplică cu copiii și să vedem ce soluții putem găsi împreună. Prima întâlnire va fi chiar în luna martie și vom anunța din tip ziua. Asta este valabil pentru cei care au terminat deja prima ediție, practic un follow-up. Exact. Niște sesiuni de follow-up pentru a vedea cum ei aplică și cum își îmbunătățesc activitatea ca să devină mai eficientă, cum spunea și Anatol. Cumva învățarea să fie mai bună și ei să vadă că modul în care predau devine mai facil pentru elevi. Exact cum spunea și Anatol, nu avem așteptări mari, însă într-adevăr ne dorim ca pe măsură ce ei aplică modelul să devină mai eficientă relaționarea și mai profundă și astfel și predarea să devină mai facilă pentru ei și cu un rezultat mult mai bun. Pentru că asta ne dorim cu toții, să fie câștig de ambele părți. Eu zic că avem scopuri mari și măsuri și așteptări pe măsură, dar în față stăm scopurile, așteptările vin mai târziu. La sfârșit am văzut eu așteptările atunci când v-am spus că mi-a curs lacrima de fericire. Cu ce mai venim nou în a doua sesiune? Cu mai multă experiență din sesiunea anterioară. Asta cu este foarte important. Cu mai multe... Inclusiv informații noi avem adăugate la tematici. Exact, pentru că și acele noi informații, parte din ele le-am dobândit din interacțiunea cu profesorii și învățătorii, chiar ei ne-au sugerat noi viziuni sau ne-au sugerat noi forme de a prezenta ceva ca să le fie lor mai ușor sau chiar ne ajută și la, spunem așa, la limbajul pe care în care trebuie să comunicăm cu ei ca eficiența să fie mai mare. Pentru că asta e firesc. Cu aviatorii trebuie să vorbești într-un fel, cu oamenii de afaceri în alt fel, cu oamenii puterii alt fel, alte puțin limbaje. Mai mult cu ce venim, încă asta vreau să adaug, nu este interzis celor care au terminat prima ediție să reia dacă le face plăcere. Cu toate astea, pentru ei vor fi suplimentar întâlniri odată trimestrial, nu? Da, exact. Te rog, Adrian. Noi am văzut că sunt lucruri pe care ei au nevoie să le aplice la clasă,
De aceea am introdus un modul pe care în prima ediție nu l-am avut și lucrul acesta îi va ajuta foarte mult pentru că ei au nevoie să știe cât sunt de creativi copiii, cum dispun ei de multă energie pentru a lucra la clasă și toate lucrurile acestea au venit exact așa în urma experienței pe care am avut-o din prima ediție. Să vedeți ce o să iasă la al treilea. La al treilea va fi deja o formă foarte bine închegată, adică va fi triunghi. Deja va fi o primă stabilitate a acestui proiect. Iar triunghiul este prima formă geometrică și când spunem prima formă geometrică înseamnă prima formă de întruchipare. Ea încă nu este în volum, este doar în plan, dar planul s-a realizat. Adică dacă orice lucru care se face a treia oară deja e un plan, adică e realizat, e forma de întruchipare a unui gând, a unei idei, a unei oricare manifestări, în cazul nostru, manifestarea noastră, născută din dorința noastră de a ajuta tinerii, elevii, care în curând, foarte rapid, nu observăm cum trece timpul, îi vom întâlni în piața muncii, cum ar fi, sau în piața socială, în relațiile sociale, îi vom întâlni în stradă ca pe cetățeni, nu ca pe elevi. Și din dorința noastră de a le arăta profesorilor că există și alte metode de cercetare și cunoaștere a omului din față și cercetarea asta nu face nimic altceva decât îmbunătățește relația profesor-elev. De ce? Pentru că acum știi mai bine de ce acest copil este mai timid, de ce acel este mai neliniștit, de ce celuilalt îi place să fie totdeauna în față, dominant, așa, de ce altul îi place să fie în spate, cumva să treacă neobservat. Anatolie, eu zic să mai păstrăm și pentru miercuri, să nu dăm totul din casă. în încheiere. E foarte încă din curte, așa, adică e din jurul. Eu știu, dar timpul, din păcate, nu ne mai permite. Eu zic că ne vedem miercuri cu toți cei interesați de acest proiect să cunoască cât mai multe și poate dacă au și alte întrebări în urma acestui interviu. Am să pun în linkul acestui video, am să pun și partea de unde anume se înscrie pe site-ul asociațiianumerologilor.ro și de asemenea testimonialul despre care tot am discutat cu privire la feedback-ul primit din partea celor care au participat la prima ediție. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, Adriana, Anatol. Și ce să zic, ne vedem miercuri. Ne vedem miercuri. Vă așteptăm cu drag. Miercuri pe 12, ca să fie mai clar, 12 ianuarie 2022. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și ne vedem și cu alte ocazii. O seară minunată!